Alfons Daudet. Povestiri de luni. Partea 1. Fantezia și istoria. Mamele. Amintire din asediu. În dimineața aceea mă dusesem la muntele Valerian să-l văd pe prietenul nostru, pictorul B, locotenent la voluntarii Senei. Băiatul era tocmai de gardă, nu puteam pleca. Am fost nevoiți să ne plimbăm încoace și încolo ca niște marinari de cart, pe dinaintea porții fortului, vorbind de Paris, de război și de scumpii noștri care nu erau de față. Deodată, locotenentul meu, care sub tunica-i de voluntar a rămas același înverșunat pictor de odinioară, tace, pândește și luându-mă de braț, „O, ce frumos, domnier!” îmi șoptește el și cu coada ochiului său mic, cenușiu, aprins pe neașteptate ca ochiul unui câine de vânătoare, mi-arată două venerabile siluete care se iviseră pe platoul muntelui Valerian. Într-adevăr, un frumos domnier. Bărbatul, într-o redingotă lungă, cafenie, cu un guler de catifea verzuie, parcă făcut din mușchi, uscat de crâng, slab, mic, roșcovan, cu fruntea teșită, ochii rotunzi, nasul ca un clonț de cucuvaie, un cap de pasăre zbârcit, solemn și sec. Pentru a-l desăvârși, o tașcă brodată cu flori, din care ieșea gâtul unei sticle, iar sub celălalt braț o cutie de conserve, nelipsita cutie de tinichea, pe care parizienii n-au să o mai poată vedea fără să se gândească la cele 5 luni de blocadă. Din femeie nu zăreai la început decât o uriașă pălărie, cabriolet și un șal vechi, ce-o înfășura strâns de sus până jos, ca pentru a-i dezvălui mai bine mizeria. Apoi, din când în când, printre horbotele spălăcite ale pălăriei, vârful nasului ascuțit care ieșea în afară și câteva fire de păr cărunt și rar. Ajungând pe platou, bărbatul se opri să mai răsufle și să șteargă fruntea, totuși nu-i cald sus, în cețurile de la sfârșitul lui noiembrie, dar veniseră așa de repede. Femeia însă nu se opri. Mergând drept spre poarta fortului, ne privi câteva clipe șovăind, parcă ar fi vrut să ne vorbească, dar speriată fără îndoială de galoanele ofițerului, se adresă mai degrabă santinelei și am auzit-o că îi cere cu sfială să-și vadă fiul, voluntar din Paris, compania 6, batalionul 3. „Stați aici”, zise omul de gardă, „că trimit să-l cheme”. Foarte veselă, oftând ușurată, se întoarse către bărbatul ei și amândoi merseră să se așeze mai la o parte, pe marginea unui povârniș. Așteptară acolo multă vreme. Muntele Valerian, ăsta e așa de mare, cu atâtea drumuri, cu costișe, cu întărituri, cu cazărmi și cazemate. Ei poftim de caută un voluntar dintre a șasea, în orașul acesta, în care te pierzi cu totul, atârnat între pământ și cer, plutind în spirală printre nori ca insula Laputa, unde mai pui că la ora asta fortul e plin de toboșari, de gorniști, de soldați care aleargă, de bidoane ce zdrângănesc. Se schimbă garda, sunt corvezile, împărțirea sarcinilor, un spion însângerat, adus de niște franctirori, cel împing din urmă cu patul puștii, țăran din Nanterre, care vin să se jeluiască generalului, o ștafetă sosind în galop, călărețul rebegit de frig, iar calul în spumă. Apoi se întorc de la avamposturi ca târcile, purtând coșuri cu răniți care se leagănă de coastele lor și gem încetişor, ca miei bolnavi, marinari trăgând cu frânghii un nou tun de munte în sunetul fluierului și strigând „Hei, rup!”. Turma fortului pe care un păstor cu pantaloni roșii o mână cu prăjina, ținându-și pușca în bandulieră. Toate acestea forfotesc, se încrucișează prin curți, se mistuie pe poarta fortului ca pe ușa scundă a unui caravan serai din Orient. „Numai de n-ar uita de băiatul meu”, spunea un răstimp ochii bietei mame și la fiecare 5 minute se ridica, apropiindu-se cu sfială de intrare, își arunca pe furiș o privire în curticica de la poartă, ferindu-se lângă zid, dar nu mai îndrăsnea să întrebe nimic, de frică să nu-și facă feciorul de râs.
Bărbatul și mai rușinos nu se clintea din colțul lui și de câte ori se întorcea femeia să șadă mâhnită și cu înfățișarea descurajată, vedeai o ceartă pentru nerăbdarea ei și dă nenumărate lămuriri despre îndatoririle serviciului, cu gesturi de nătărău care vrea să facă pe deșteptul. M-au interesat totdeauna foarte mult micile scene tăcute și intime, pe care mai mult le ghicești decât le vezi, pantomimele străzii, ce te ghiontesc din mers și dintr-un singur gest îți dezvăluie o viață întreagă. Dar aici mă încânta mai cu seamă stângăcia, naivitatea personajelor mele și urmăream cu adevărată emoție prin mimica lor expresivă și limpede ca sufletul a doi actori de-ai lui Serafin, toate peripețiile unei gingașe drame de familie. Parcă o vedeam pe mamă, zicându-și într-o bună dimineață, domnul ăsta, Trohu, mă plictisește cu consemnările lui, de 3 luni nu mi-a mai văzut copilul, vreau să mă duc să-l sărut. Tatăl, sfios, nedescurcăreț în viață, înspăimântat la gândul demersurilor pentru a dobândi un permis, a încercat întâi să o convingă, bine, dar nu te gândești, dragă, muntele ăsta Valerian e la dracu-n praznic. Cum ai să ajungi tu acolo fără trăsură, de altfel e o fortăreață, femeile nu pot să intre. Eu voi intra, zise mama, și cum bărbatul îi face toate voile, a pornit-o. S-a dus la sector, la primărie, la statul major, la comisar, nădușind de teamă, înghețând de frig, lovindu-se pretutindeni, greșind ușa, făcând 2 ceasuri coadă la un birou și când colo nu era cel care îi trebuia. În sfârșit, seara s-a întors cu un permis al guvernatorului în buzunar. A doua zi s-au sculat de vreme, în frig, și-au aprins lampa. Tatăl îmbucă ceva în fugă să se mai încălzească, dar mamei nu e foame. Vrea mai bine să ia dejunul acolo, cu fiul ei. Și pentru a-l răsfăța un pic pe bietul voluntar, îngrămădesc la repezeală în tașcă toate merindele pentru asediu, ciocolată, dulcețuri, vin înfundat, tot, până și cutia, o cutie de 8 franci pe care o păstrau cu deosebită grijă pentru zilele de mare ananghie. Pe urmă, iată-i plecați. Tocmai ajungeau la metereze, când se deschiseră porțile, fură nevoiți să arate permisul. Ce se mai temea mama, dar nu, parese că erau în regulă. Liber, zice agiotantul de serviciu. Abia atunci răsuflă și ea, a fost tare cum se cade ofițerul ăsta. Și sprintenă ca un pui de potârniche, umblă repede, se grăbește. Bărbatul se ține a nevoie de ea, dar iute mai mergi, dragă. Femeia însă nu-l ascultă. Colosus, în ceața din zare, muntele Valerian îi face semn, vino repede, e aici. Și acum când au ajuns, altă spaimă. Dacă nu-l găsesc, dacă nu vine. Deodată am văzut-o către sare, l-apucă pe bătrân ușor de braț și sare arsă, de departe, sub bolta intrării, i-a recunoscut pasul. El era. Când se ivi, fațada fortului se lumină toată. Frumos băiat zău așa. Înalt, bine legat, cu ranița în spate și pușca la umăr, se apropie de ei cu fața deschisă, apoi cu glas bărbătesc și vesel, bună ziua, mamă! Și îndată ranița, pătura, pușca, totul pieri sub pălăria cea mare. Pe urmă veni și rândul tatălui, dar n-a ținut mult. Pălăria voia totul pentru ea. Nu se mai sătura. Cum o duci? Ai îmbrăcăminte groasă? Cum stai cu rufele? Și sub horbotele încrețite ale pălăriei, simțeam lunga privire de dragoste cu care îl învăluia din cap până în picioare într-o ploaie de sărutări, de lacrimi, de chicote, o restanță pe 3 luni a iubirii de mamă pe care i-o plătea dintr-o singură dată. Tatăl era foarte mișcat și el, dar nu voia să se arate. Își dădea seama că îl privim și ne făcea cu ochiul ca pentru a spune, iertați-o, e o femeie. Cum să n-o iert? O goarnă suflă deodată peste această mare bucurie. Ne cheamă, zise copilul, trebuie să plec. Cum, nu mănânci cu noi? Da, de unde? Cu neputință. Sunt de gardă 24 de ore, tocmai sus, în fort. Vai, făcu beata femeie, fără să mai poată spune o vorbă. Câteva clipe se priviră tustrei încremeniți, apoi tatăl, luând cuvântul, cel puțin ia-ți cutia.
zise el cu glas sfâșietor, cu expresie înduioșătoare și totodată comică, de lăcomie jertfită. Dar iată că întulburarea și emoția despărțirii nu mai găseau afurisita de cutie și ți era mai mare mila să le vezi mâinile înfrigurate și tremurătoare care căutau, se frământau, să auzi glasurile întretăiate de lacrimi ce întrebau cutia, unde-i cutia? Fără rușine să amestece micul amănunt de gospodărie cu durerea asta mare. După ce au găsit cutia, a mai urmat o ultimă și lungă îmbrățișare, iar copilul se întoarse în fort, alergând. Gândiți-vă că veniseră de tare departe pentru dejunul ăsta, de care se bucurau atâta încât mama nici nu mai dormise toată noaptea. Spuneți-mi dacă știți ceva mai dureros decât mica petrecere de care n-au avut parte, colțul ăsta de rai abia întrezărit și repede închis cu atâta brutalitate. Mai așteptară câtva timp, nemișcați în același loc și cu ochii mereu ațintiți asupra porții pe unde dispăruse copilul lor. În sfârșit, bărbatul își veni în fire, se întoarse, tușit de 2-3 ori cu o înfățișare hotărâtă, apoi cu glas sigur, haide, mamă, la drum, zise el tare și cu vioiciune. Pe urmă, ne salută adânc și o luă pe nevastă sa de braț, i-am urmărit cu privirea până la cotitura drumului. Tatăl părea furios, își învârtea geanta cu mișcări desnădăjduite, mama era mai liniștită, mergea lângă el cu capul plecat și brațele lăsate de-a lungul trupului, dar din când în când, pe umerii ei înguști, parcă-i vedeam șalul, înfiorându-se de zvârcoliri.